Basta. Bun, stop! Vă mulțumim! Timpul, vă rog! 8 secunde! Cobra a durat foarte bine, antrenată. Stop! 14 secunde. Deci să văd că niște cai antrenați, niște cai munciți. Driverul și secundul, atât. Deci încă o dată vreau să mulțumesc sponsorilor, celor care au făcut acest concurs și au dus aportul. În primul rând, familie Pop, Pop Mihai, îl cunoașteți toată lumea, Porțan Sorin, domnul cu ponei, Negruț, Gelu Negruț Cristi, Tronca Dan Ardelean, Marcel, Chiș Marcel și, nu ultimul rând, primărie din această comună. Deci puteți să vedeți câtă voință are acest cal. Cu toate că este un cal nu în vârstă, dar aproape de finalul vieții. 12,58, 12 secunde și 58 de sutiri. Deci un cal, după cum am înțeles, de 20 de ani. Deci se vede că a fost un cal întreținut. Domnul Ruho Otilo, ai încălzit calul? Ia plimbați-o să vedem cum ați ascultat un pic în fața mea. Mereți aici în fața mea un pic. Veniți aici, în fața mea. Da, acest cal nu este suficient de încălzit. Dar încă o dată vă spun, e treaba dumneavoastră. Deci vă rog să dați semnalul la Ruho Otilo. Mihai! Mihai! Stop! 10.03, timpul petrecut pe pistă. Deci încă o dată spun, doar 2! Start! Încă o dată vedeți un cal bine antrenat, un cal care vrea să tragă, să tragă, un cal care dorește. Stop! Vă mulțumim! 15.41 de sutim. Dacă tot ai pornit să-l încălzești, hai un pic, te rog, până în fața mea să văd dacă calul e încălzit. Deci încă o dată vă spun și vă spun la fiecare concurs, vă rog să nu vă supărați pe mine, dar ce vă pun să faceți nu e la niciun concurs din țara asta, pentru că oamenii nu se pricep. Dar dacă eu zic să încălziți caii, să îi încălziți, pentru că știu ce vorbesc. Deci este pentru binele dumneavoastră și a calului. Și o să vedeți că cu timpul și cei din celelalte județe o să facă cum spun eu, pentru că așa e bine.
cei care mai vin sau mai participă la concursul de atelaje, pot să vadă, înainte de a începe concursul, facem încălzirea cailor, dar o facem așa cum trebuie și regulamentar. Deci domnul Pișcorean, e pregătit, cronometru e pregătit, domnul Porțan, cal bine brăsat, știe ce trebuie să facă. O primit comanda start, uitați un cal care se vede că a fost muncit, a fost antrenat. Deci după cum puteți vedea și dumneavoastră. Stop! 10.43. Mulțumim crescătorului, proprietarului și vă spun personal că e un cal elegant și frumos. Deci domnul Sabău Adrian, în fața dumneavoastră, acum în hamă calul, iapa, o iapă murgă frumoasă, bine îngrijită, cu un mânz frumos. Felicităm crescătorul. Domnul Sabău Adrian, ne aude? Deci când va primi startul de la domnul Porțan, va porni. Start, o primi startul. Deci nu-i problemă, deci iapa vrea. Domnul Mihai, pot Mihai, deci va trebui, ar trebui și o ruletă ca să măsurăm distanța. Știți că emoțiile și stresul de la proprietar sau de la driver se transmit la cal prin hățuri. Deci, o primit comanda start. Deci și la cai, acest cal n-ar trebui să participe cu un cal de 800 de kg. Deci dacă pe viitor cei care vor organiza concursuri, în atenția lor, pentru ei spun, vor fi de acord cu mine să facem aceste concursuri de tracțiune pe categorii. O să vedeți un cal cu o voință de fier. În cursul de la Oșorei am avut ocazia să văd doi nu lipițani cu ragbe, deci doi cai ușori al un domn, de acolo, un localnic.
care mai rar așa caz. O primit startul domnul Pepi. Mihai, dacă odată mai atingi calul. Bravo, felicitări! Tot timpul parcurs. De singur până acum, 19 secunde. Și cred că domnul Otilo trebuie să schimbe hamul. O primit startul, domnul Otilo. Cum Persiciu. Deci toată gălăgia aia, să știți, vă dau un sfat, din jurul calului, e stres pentru cal. Domnul Râhă Otilo, îi mulțumim că au încercat. Dacă mă auge Pișcoranu în fața noastră, da, o primi startul. Trebuie să participe la așa ceva. Domnul ăsta cu calul alb, care a făcut accidentul, te invit să vii până la mine în fermă și eu îți prezint 13 armăsari. Și dacă pe unul îl duc cu zăbală și armăsari care montează, te las să faci ce vrei, îți dau toată hergelia mea. Un cal bine dresat. Nu trebuie bătut, nu e nevoie de zăbăluță, chiar dacă e armăsar. L-ai dus lângă apă, iar la comanda sari, o sări pe apă. Până atunci, în 10 minute, curge apă pe el, dar nu-i voie să treacă de tine. Deci asta înseamnă dresajul unui cal. Te invit să vii până la mine în fermă. Te primesc cu mare drag, că nu-i mare problemă. Domnul Cristea, domnul Cristea, eu zic să renunț. Nu ia la caldă, nu ia la caldă, așa că doar nici nu pot împrinde pala. Ba, la căruță, da, nu pot împrinde. E un cal bun, domnul, e un cal bun, dar nu e antrenat. Da, asta zic, dar nu e el pentru așa ceva, că nu l-a folosit, nici nu s-a ocupat de el să-l bagi la har. Hai cu băiatul calul ăsta și gata, nu? Aici la băiatul
Să vedem că e un cal antrenat și un cal cu ambiție. Dar după cum vă spuneam, n-are cum să concureze cu un cal care are 800 de kg. Mulțumim, felicităm concurentul. Locul 2 se pregătească Sabo Adrian, care obține. Mulțumim pentru prestație, mulțumim pentru ziua de azi. Domnul Sabo Adrian a câștigat argintul pe ziua de azi. Mulțumim, domnule Adrian. Are o familie frumoasă, niște fătițe frumoase. De asemenea, un crescător de cai. Se pregătească pentru locul 1 domnul Peti George. Mulțumim, locul 1, singurul și de la a doua probă, care a dus Sanio până la finish. Îi mulțumim acestui băiat, un băiat tânăr, care îngrijește un cal frumos și care se vede că vrea. Felicitări! Felicitări concurentului! Mulțumim, domnul Petru! Așteptăm pe Varga Mircea să se pregătească ferică. Varga Mircea. Ăla cu pălărie roșie. Mulțumesc participantului. O prezentat în fața dumneavoastră aici mai mulți cai. Cai frumoși, bine îngrijiți. Mari iubitori de cai. Mulțumim. Bă, umărți cai. N-are nimica, că... Am făcut premierea. Așa. Da, păi... Cum vă simțiți în... Când am prietenul cel mai bun lângă mine, un mare negustor, de la care mulți poate învăța multe, mă bucur foarte mult. Mă bucur. Noi ne întâlnim și între timp, nu numai la locuri de astea. Noi dacă nu ne auzim o săptămână, e bai mare. Am înțeles că aveți prieteni din țară. Din toată țara. Și? Chiar și... Avem și lângă București, am prieteni la Iași, acolo la Bucovina. Bucovina. Avem la Moldova, la Suceava, Satu Mare, oriunde, Maramureș, Suceava, Baia Mare, care nu se află aici niște prieteni la noi de la Baia Mare. Așa, vă prezint niște mânze bune. Le-am adus pentru domnul Costel de la Cluj. E pe așezate, cum îi place lui, nu-i place, lui nu-i place calul mare și prost. La domnul Costel, cal mic și deștept. Uite, cap, urechi mici, bateriile, el e mare ca un elefant. Dar nu-i place cai mari, că știe că sunt proști. Cai mici și deștept, ca noi. Ce putem face? L-am așteptat, azi că vine după ele, dar nu trebuie să mă prezint în plac cu el. Nu a putut să vină, că a avut de lucru acasă. Văd la ceva botez, ceva nuntă, probabil. Nu a avut de lucru pe acasă. Da? Da, da. Ori avut de lucru, nu prea mult acolo cu cai, care are mulți cai acolo, așa -i? Da, da. Știu că are foarte mulți cai. De acolo piept la cal, Cristinel. Unde mai vezi așa piept la cal? Aici pe Bihor. Ai făcut filmere multe, dar ai văzut așa piept de cal. Rar. Este că ai mult pe Bihor, dar așa ceva nu este. La Cluj mai este una care e soră cu ea. Unde? La nea e Costel.
I-am dat pe eu, pe Corina, întreabă dacă te mint eu. Deși la Cluj numai aia una e. Și pe Bihorat și la mine numai una. S-a prezentat în fața noastră cu un șutor negru, ca un muresc. Va face o scurtă prezentare. Pop Radu. Dacă mă aude, Pop Radu. Pop Radu.